Bună, eu sunt Mimi și m-am întors. Sau, I'm back bitches, cum ar zice orice vlogăriță de succes care s-a lăsat și a apucat de YouTube de minim 3 ori. Poate o să vi se pară un cadru asemănător cu cel de vlog, dar pot să vă asigur că am trecut într-o nouă etapă. De astăzi veți vedea pe canalul meu de YouTube cel mai îndrăzneț. Cine a ales cuvântul ăsta? Nu eu. Show din online românesc. Top Influencer este show-ul la care eu am muncit în ultimele luni. Am căutat în partea întunecată a internetului, TikTok, și am găsit cei mai fresh oameni potriviți pentru acest concurs pe care vreau să-i fac să interacționeze, să creeze și să marketeze în cadrul acestui show, dar cel mai important, vreau să aflu cine o să fie următorul Top Influencer. Sunt aici cu prietenii mei și pot să spun prima mea echipă, pentru că atunci când m-am întors din Londra, ei sunt oamenii care au văzut în mine mai mult decât puteam eu să văd. Sunt oamenii care m-au ajutat să mă reinventez, mi-au deschis mintea către noțiunile de personal branding și către ideea de a face un business din ce m-a pasionat pe mine la momentul respectiv, mai exact social media. În aplauzele publicului, Vlad Purbulescu! Ei, bravo Vlad, yes. Vlad! Este un marketing genius și cel mai cool manager din lume. Gabriel Fereșteanu, care pe lângă faptul că este om de televiziune și de radio, este și brand strategist. De când l-am cunoscut, face strategie atât pentru brand-uri personale, cât și pentru companii. Andrei Niculae, a.k.a. Virgin Radio România, dacă știți Virgin, n-aveți cum să nu-l știți pe Andrei, unul dintre cei mai creativi oameni din media tradițională, iar aici, în dreapta mea, ca de obicei, prietena mea cea mai bună, Diana, care este un visual artist 360. A început de drum, dar tot timpul acolo pentru tine. 360, că ți-ai pictat toată casa, știi? Tot. Podea, covor, tot. Eu am simțit că voi sunteți cei mai potriviți oameni care să mă ajute să jurizez aceste probe pe care le-am cerut de la influenceri. Ce o să jurizăm fiecare? Păi, Vlad o să ne spună cât de vandabili sunt acești influenceri, Gabi o să ne spună cum e brandul lor personal din exterior, tu o să ne spui cât de creativi și autentici sunt, iar Diana o să ne spună vizual cum arată acești influenceri și contentul lor. Eu o să iau în considerare părerile voastre și cu inputul meu personal o să fac alegerea finală. Și ce urmează acum să jurizăm? O să jurizăm probele pe care eu le-am cerut influencerilor să ne trimită, care sunt niște probe de maxim 60 de secunde în care ei trebuie să-și exprime creativitatea. Practic le-am cerut un video pe care dacă ei l-ar posta pe canalele lor de socializare, ar deveni viral. Hai să începem jurizarea! Wow! Wow, da! Bun, bun! Mega Creative s-a folosit de treaba asta cu tranzițiile și a recunoscut-o așa. Nu, a zis, nu o să fac nici comedie, nu o să fac nici alte chestii pe care le face toată lumea. Foarte mișto! Mi se pare că e super creativ și atât de dinamic. Dinamic, exact. Și din nou muncit clipul. Da. Da. Mi se pare că l-a dus la un alt nivel. Da. Pur și simplu, adică a luat un trend viral și și-a adăugat personalitatea și a scos un conținut foarte bun. Attention! This is how bad bitches walk up their stairs inside the penthouse. Some of y'all bitches can't even spell penthouse. P-R-T-C-H-M-M-N-O-P. Penthouse.
cameras. Attention, this is how bad bitches take it. Is this camera recording? Wow. Girl, yeah, my shot, what are you doing? I think I killed him. I'm a bad bitch, you can't kill me. Oh, bine! Creativ, gândit! Tare! Și interpretat. Ironic, a transmis mesajul bine, a avut și conținut, a avut și umor. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult. Și faptul că s-a costumat, I lost it there. Mi s-a și cât de bine a jucat, adică da, exact. Wow! Da, și ultima parte la punchline, la final, I'm still here, da. Știi? Adică mi-a... Și jur că dacă nu ne spunea Mimi că el este băiat, nu? Eu da. nu mi-aș fi dat seama, jur. Și super educativ, adică a zis și alfabetul până la P, pentru că nu știi, sunt oameni. E România, 53%, na. Aoleu. Yeah, baby. Fata asta a căzut pe pernă, s-a trezit în chiuvetă și mai departe. Da, e foarte bun. Genul meu de om. Cred că e genul ăla, știu, doamne pe stradă, gospodină în bucătărie și... Nu, stați că vă explic eu. Există un challenge pe TikTok cu această piesă de la Ariana Grande, Positions. Asta zic, era Positions. Ați văzut pozițiile, n-ați văzut aia cu... Wild în dormitor. Toate fetele care fac acest Positions challenge trebuie să facă exact același lucru ca și ea. Și în ce industrie va activa? Păi... Nu pot să zicea. Nu vreau să-mi faceți hate aici. Nu știu dacă e neapărat vandabilă, dar cred că e un personaj controversat la care ai vrea să te uiți și cred că e o tipologie pe care în momentul ăsta nu o găsești pe net. Și trebuie să mai menționăm ceva, s-ar putea pe unii dintre ei să nu-i știm și ne raportăm fix la clipul pe care îl vedem aici. Adică să nu creadă că avem ceva cu ei, pur și simplu. Da. Asta am văzut. Vai. Bun. Da, tare. Nice. Mi se pare că știe să profite de context, mi se pare că știe să transmită mesajul, mi se pare că are un conținut bun. E foarte tare, Ines. O știu și eu de pe online de ceva timp. I-am tot urmărit contentul și mi se pare că e foarte creativă și muncitoare. Măcar dacă legea cadrul cu I'm gonna find you, I'm gonna kill you. Știi? Bravo, Andrei. Făcut și vocea. Felicitări. Da. El e cunoscut în online pentru că seamănă cum îl cheamă pe băiatul. Demon Salvator. Da. Salvatorul cui? Salvatore, Vampire Diaries. Cred că dincolo de personajul ăsta, nu e altceva. Are față comercial. Da. Asta are. Da. Are. Vizuale arată bine. Eu să știți că nu cred sub nicio formă în treaba asta, formă fără conținut, iar pentru mine întotdeauna conținutul va fi relevant. Așa că dincolo de forma pe care o are el, mă așteptam să am și niște conținut. Ah, cine aș dori să merg și la măruță, să stau și acolo pe canapea să vorbesc cu el? Bom, bom, bom. Băi, în primul rând, voi observați că când ne-am așezat pe canapea, ne-am așezat la fel ca el. Deci, că noi nu eram la măruță. Gata, și nu eram la măruță, dar... Amuzant, funny. Hai, omul i-a ieșit, efectiv. Am înțeles foarte clar. Dar crezi că e vandabil? Cred că ține foarte mult de conținutul pe care îl face. Și cred că e funny, dar nu e suficient. Poți să fii funny și să ai și un mesaj. E true. Da, scurios cum o să... Curios. Sunt dubii, așa mă gândesc. Dacă sunt chiar curios sau nu.
mama și mă întreabă copilul ăsta de tot, de 2020, de 5 gang, de tot. Eh, știi și tu cum sunt copiii. Mama e! Oh, nu. Oh, vai. Tu mănânci cumva pe televizor? Cum adică? Păi, de ce ai o față de masă pe televizor? A? Mileu, e tradițional, perfect normal. A, cum adică? Mileu, treci peste, haha, treci pe, e atât de simplu. Și am găsit un steag pe care scrie pui. Hehehehe. Astea, mami, sunt de la proteste. Oh, și ce frig era. Te îmbeleai cu steagul, este? Oh, dar ce, voi atunci protestați numai iarna? Ah, da. Da, numai la minus 25 de grade, altfel nu le plăcea. Păi și nu vă era frig? La ce vă încălzeți? E, mama, erau niște băieți care se ocupau cu focul. Auzi, mamaie, dar de ce ai telecomandă învelită în celofan? Stai tu calmă, că nici eu n-am înțeles niciodată. E, na! Asta a fost momentul? Da. E foarte drăguță fata. E interesantă, cu siguranță. Nu s-a înțeles nimic, dar în rest a fost bine. Nu, sincer, ați înțeles ceva? Bă, poate suntem prea bătrâni, te-ai gândit? Eu o știu pe Ana, îmi place super mult de ea, mi se pare foarte amuzantă. Cred că într-adevăr nu e cel mai reușit video al ei, dar e și primul video pe care îl văd de la ea care nu e reușit. Mie mi se pare că e o fată cu super potențial, doar că nu cred că proba asta e cea mai bună proba ei. Dar mi-ar plăcea mult să o văd pe Ana în următoarele ediții cum se descurcă, pentru că cred că e un personaj care s-ar putea dezvolta și cred că asta căutăm aici. Oameni care să aibă potențial și care să poată în timpul competiției să devină mai bun. Și cred că Ana are potențialul să facă asta. Păi și eu cred asta, că e foarte drăguță la față, vă jur. N-am văzut un scorp, dar acum nu o luați în semn de rău. Doar că aș fi preferat, nu știu, să diferențieze și pe mamă cu ceva, că nu-mi dădeam seama când era fiica și mama. E foarte muncit, da. Și foarte frumos. Da, e foarte muncă. Da, da, și cred că i-a luat o veșnicie să-l facă. Asta cred că s-a chinuit super mult. Adică e de apreciat atâta efort. Arată foarte bine din punct de vedere vizual. Da. Da, nu cred că a încercat să transmită și un mesaj. Da. Că nu-i pasă că în 2020 încă oamenii sunt răi și na, da. Se leagă de sexualitatea altora. Cred că ăsta a fost mesaj, mi se pare tare, ca mesaj, ca tot. Like. Mi se pare că el ca și personaj de online e într-o zonă foarte aparte. Nu știu dacă în România oamenii sunt pregătiți să vadă asta în online. Cred că e un gen de influencer care va avea mare succes în 2 ani. Cred că și mai repede. Depinde cât de vocal e și cred că e, cât de puternic e personajul lui. Are ceva din Adelina Pestriță în ea. E super frumoasă. E super frumoasă. N-am mai zis eu, dar nu sunt eu unul la care... Nu, că Andrei n-a rămas fără cuvinte, de asta n-am mai zis. Bine. A strânit curiozitatea cumva prin conținutul ăsta. Din punctul meu de vedere, rămâi să vezi, băi, a ieșit sau nu a ieșit. Și mi se pare că e o abordare bună. E jenant. Primul rând, mișcarea era așa. Adică, mă bucur că a fost curajos în abordare. Dar nu e, e o prostie. Dar nu cred că e real, nu cred că... Bă, da, ați intrat, mai erau băieți când la pișoar. Dar nu, ați văzut nu am intrat! Nu cred că facem toți dansul ăsta așa. Că mai ales, la un moment dat m-am dus și erau mai mulți. Dacă îi vedea pe toți că dansau, erau... Dar nu stați puțin, voi vă dați seama că dacă noi am face treaba asta, am stropit peste tot, inclusiv pe noi? Adică, nu înțeleg exact... Dar dai seama, Shakira dacă avea una și... Ne-am dus. Gata, gata. Cum o fi?
scriseam eu așa de tare, m-am gândit de ce să nu fac eu o glumă proastă. Și cui aș putea să-i fac gluma asta proastă dacă nu lui tata? Mulți dintre voi știți că mi-am luat carnetul de curând și că cel mai rău lucru pe care aș putea să-l fac în ochii lui tata este să-l pierd, așa că să-i dăm drumul la glumă. Ce faci? Am făcut o prostie și trebuie să zic, pentru că eu zic tot și aia e, nu știu cum să reacționezi. Am ieșit în oraș, am băut cu cătă un cocktail și am mers cu mașina și mi-a luat carnetul poliția. Că l-am mătat carnetul. Ce s-a zis să mai bei, mă, că mergi? Ia-o și tu pe vodcă, pe coniac, cocktailuri, măcar dacă faci ceva să știi pentru ce faci. Te-ai prins, este? Ce copil cu minte ai, vezi? Eu vreau să luăm pe tata în competiție. E foarte tare, tare. Ea e o cântăreață. Cântă, da. Are câteva piese. Sper că ar trebui să-și exploateze talentul pe care îl are. Adică să ne hotărâm dacă suntem actori, dacă devenim cântăreți, până devenim ceva măcar din cele două și să ne axăm poate pe, în funcție de calitățile pe care le avem, pe ceea ce vrem să arătăm oamenii. Mi se pare că are o voce foarte bună și am auzit-o când în live, îmi place cum cântă. Nu știu dacă, adică proba nu mi se pare foarte reușită, mi se pare mai amuzant tata. Dar cred că cu o direcție ar putea să fie un personaj viral. Ea este și foarte frumoasă și cred că ea oricum dă foarte bine pe cameră și chiar mi-a plăcut ceva. I-ai pictat ceva, recunoaște. Chiar nu i-am pictat, ei chiar nu i-am pictat. Te-ai regăsit în probă, Fereșteanu. Da, era mama. Bun, mi-a plăcut. E ceva ce am mai văzut, nu mi se pare nimic special. Mi se pare că e super comercial omul și cu, chiar și cu chestia aia, diferenția spre mine, doar n-am înțeles care era, că te-a mai cătat la palme, așa și... Nu, că mamele sunt nervoase uneori și fără motiv. Păi știm cu toții, gen, ce să facem TikTok pentru asta. Hai, Julia, trezește-te, încărci la ore, hai odată. Mama, e ora 8, am zis că la 10 am ore. A, serios? Ești sigură că e la 10? Eu zic să te pregătești de acum, ca să nu întârzi. Da, mama, sunt sigură. Și oricum, nu trebuie să mă pregătesc, e pe Zoom. Cum adică așa, în pijamare, stai la ore? Pune și tu ceva mai elegant, ne faci de râs. Uite, pune-ți cam așa asta și s-o caci, ca să arăți bine pe Zoom. Și nu și-a pus cam așa pe ea? Care era punchline-ul? Nu știu dacă avea un punchline, dar aș remarca că a adaptat conținutul contextului în care ne aflăm astăzi, ore pe Zoom. Mi s-a părut că are și un accent, ceea ce ar putea fi o calitate. Bă, tipa e foarte mișto. Și ea și mama, că erau aceleași, nu? dar n-am, e o realitate asta, adică a făcut un TikTok într-o realitate, toți trec prin asta. Exact. Nu știu dacă, poate e material share-uibil pentru că e o realitate și te regăsești în zici, și eu trec prin asta, dar n-am avut niciun punchline, n-am avut nimic. Adică da, mă trezesc că la o pe Zoom, am școală. Putea să fie mai amuzant și, asta. Și gen, da, toți puștii fac asta, dar foarte drăguț. Mie ca imagine mi-a plăcut, adică și cadrele arătau ok și coloristic, mi s-a părut ok din punctul ăsta de vedere, dar n-am văzut acolo un punchline. Eu trebuie să plec pentru că deja se face super târziu și nu mai am declarație și nu vreau să-mi iau amendă. Pof, Denis, dar nu mai stai? Mai stai la noi, uite, acum vin și pun felul 2, mănânc și tu cina, nu mai stai, un pic, mai un pic. Acum nu mai pot să stau, dar mai vin eu pe la voi. Da, bine, să mai vii pe la noi, că mi-a plăcut mult prezența ta. Să mai vii, bine? Sigur, normal că mai vin, mi-a plăcut super tare mult la voi. Pa, pa, să rămână! Pa! Bine că o plecat ăsta. Pe tot ce ai adus aici, mă, îi pup picioarele, nu știu. Să nu mai vin aici. Nu mai vin aici. N-am înțeles exact. Eu finalul n-am înțeles, că vorbea cu fixul, de-aia făcea așa. Dar... Da, tot o chestie reală care se întâmplă. Da. Știu că am rămas pe câteva clipuri pe care le-a avut și le-am văzut eu pe internet. Asta nu m-a impresionat în mod deosebit, dar dacă eu i-am reținut fața de pe net la un moment dat doar scrollând, eu nefiind foarte mare fan TikTok, cu siguranță face o treabă bună.
Despre asta a întrebat întotdeauna. Oare există viață dincolo de limitele planetei noastre? Oare există vreo șansă să nu fim singuri în univers? Această dilemă a neliniștit foarte mulți oameni de-a lungul istoriei. Unii au ajuns la concluzia că 100% trebuie să existe o formă de viață extraterestră. Însă niciodată n-am avut cine știe ce dovezi. Numai speculații și nimic oficial. Până acum cel puțin. Oamenii de știință de la NASA au instalat un fel de antenă cosmică. Un microfon extra sensibil pentru a capta și cele mai îndepărtate unde și frecvențe. Pentru mult timp nu s-a auzit nimic. Zero, nada. Dar acum puțin timp, când cei de la NASA au reușit să capteze ceva. Au reușit să prindă primul sunet de tip extraterestru. Ei de la NASA erau în extaz pentru că nu le-a venit să creadă ce au auzit. Ceea ce urmează să auziți este o parte din mesajul captat. Haideți acum, bădărașilor, să aflăm ce au spus extraterestrii. Sunt foarte curios. Sunteți gata? Hai să auzim. Wow! Da, foarte. Eu am crezut că e for real omul și că face content din ăsta de did you know, știi? Asta am crezut și eu la început, dar mi s-a părut un pic cam lung intro. Foarte tare. Da. Vrei să vezi până la urmă care e sunetul? Că vorbea despre sunetul, ăla știi ține. Eu sincer mă așteptam la un sunet de acest gen la final, adică mi s-a părut previzibil într-o anumită măsură. Pentru că a început să devină glumeț la un moment dat. Simțeam că nu mai e o informație pe care o livrează. Simțeam că vine o poantă. Parcă la un moment dat zicea, bă, vine poanta. Dar mi se pare că fix chestia asta te ține. Știi că te ține să stai poate, să vezi care e poanta. Poate fi un catch. Avea și ceva, nu știu dacă cei mai mici îl știu, dar căutați-l pe YouTube, pe Silviu Mănăstire. Avea ceva de la Silviu Mănăstire. Bine ați venit în studiourile Top Influencer. Concurenții care ne-au impresionat cel mai mult sunt Alex Trif, Iorga, Claudischi, Ines, Mario Simen, Mario Alexandru, Dominic, Betișor, Gabriel Mg și Ana Petcu. De astăzi, până la finalul lunii decembrie, voi posta săptămânal câte un episod din această emisiune. Dacă vreți să vedeți cine va fi următorul Top Influencer, dați subscribe canalului meu de YouTube, activați-vă clopoțelul și spuneți-ne în comentariile fiecărui episod care sunt preferații voștri și cine merită să câștige. Premiul concursului, alături de titlul de Top Influencer și trofeu, va fi o strategie de imagine pe un an de zile făcută de W Management Hub și suma de 10.000 de lei. Vom avea invitați speciali câte doi jurați diferiți în fiecare episod, care vor analiza alături de mine performanța influencerilor în două probe. Una de avantaj, iar cealaltă eliminatorie. Ne vedem în episodul următor!